Bun găsit! Astăzi, la recomandare de carte, vrem să vă propunem un roman semnat de un autor român. Este vorba de Sanax, de Liviu Iancu. Ne-am gândit la această carte pentru că ne dorim, în primul rând, foarte mult să vă încurajăm să-i citiți și să-i descoperiți și pe scriitorii români contemporani. În plus, la noi în bibliotecă, Sanax a fost o carte foarte împrumutată, mai ales de către tineri, ceea ce ne bucură foarte mult. Romanul poate fi considerat o pastilă contra plictiselii, dar este scrisă și cu foarte mult umor, așa că aș putea spune și contra supărărilor. Sanax de Liviu Iancu a apărut anul trecut, în 2019, la editura 3. Numele autorului s-ar putea să vă sune foarte cunoscut și asta pentru că este jurnalist, lucrează de foarte mulți ani în presă, iar de-a lungul timpului a întâlnit miniștri, mulți politicieni, mulți oameni de afaceri, iar din toate aceste experiențe a scris povești pe care le veți regăsi și în carte. Sunt scrise cu foarte mult umor, sunt sigură că le veți găsi delicioase. Veți recunoaște și foarte multe personaje, foarte mulți miniștri și politicieni pe care i-a întâlnit, deși autorul ne recomandă să nu o facem pe detectivi și să nu încercăm să ne concentrăm să descoperim personajele despre care scrie, ci mai degrabă să ne concentrăm asupra subiectului cărții. Romanul este împărțit în trei părți. Prima parte se numește A murit Dumnezeu și aici adună povești din copilăria sa. A declarat într-un interviu că a copilărit la țară și a avut într-adevăr o copilărie de bază. În a doua parte vorbește despre experiența din presă, a doua parte care se numește Marele Bordel, iar în cea de-a treia parte, care poartă și numele romanului Sanax, este o parte mai intimă, vorbește despre fricile și angoasele sale, de exemplu despre frica de zbor. Culmea, deși romanul a fost lansat chiar într-un charter în drum spre Tunisia la 11.000 de metri altitudine și a mai avut parte și de o lansare pe plajă la 5 dimineața. Și spunea că era foarte frică de să se urce în avion și doctorul i-a recomandat, ca să scape de această frică, să ia Sanax. A avut parte romanul de foarte multe recenzii, cele mai multe pozitive, este considerat dur și emoționant în același timp. Unii consideră că abuzează, să spunem, de un limbaj prea vulgar. Acum, știți cum este când vorbim de cărți, câți cititori, atâtea păreri. Tocmai de aceea noi ne-am dorit foarte mult, dacă ați citit-o sau dacă o veți citi, să ne lăsați în comentarii și în mesaje și părerea voastră. Nouă, în bibliotecă ne-a plăcut această carte și cred că este o carte de succes dacă este să ne luăm după numărul de cititori care au împrumutat-o. Liviu Iancu a declarat de asemenea într-un interviu că își dorește ca această carte să fie o pastilă care aduce speranță și cei care se duc la spital să le ducă în vizită celor internați câte un Sanax, de data aceasta sub formă de carte. Acum că dorința sa este prea ambițioasă sau nu, asta o să ne spuneți voi dacă o veți citi. Și de asemenea, într-un interviu a fost întrebat care fragment din carte este preferatul lui, iar el a spus că, de fapt, fragmentul preferat sunt ultimele 50 de pagini, iar pentru a vă face și mai cunoscută această carte, exact de la final, îmi doresc să vă citesc și o pagină. Apoi s-a ridicat brusc și a plecat, fără să mai spună nimic, târându-și amintirile și pașii, așa cum își târau mațele soldații împușcați în burtă în război. Am rămas pe bancă. M-am gândit că fiecare dintre noi ascunde un cadavru în curte. Mai devreme sau mai târziu, altcineva intră în viața noastră, sapă adânc și ne-l descoperă. Chiar dacă uneori oasele putrezesc, se fac una cu pământul, iar din el mai rămâne doar clopul. M-am uitat în telefon. Înregistrasem 19 minute și 39 de secunde. O viață de om comprimată într-o poveste scurtă, într-o sporovâială de 20 de minute pe o bancă. Toate luptele, toate renunțările, neîmplinirile, toate chinurile și momentele de fericire, toate se pot înghesui într-o discuție mică la marginea străzii. Dar între punctele astea există milioane de secunde care nu pot fi povestite pentru că sunt doar ale tale. Le respiri și trec. Le înghiți și vin altele și altele și toate acestea sunt viața ta. Trăiești, iar asta este tot ce contează. Totul e important și frumos. Poate că sensul vieții nu e nimic mai mult decât să te bucuri până la ultima suflare de tot ce ți-a dat Dumnezeu, chiar dacă uneori e al dracului de puțin. Pot spune cu lacrimi în ochi, am fost fericit, chiar și atunci când ești un bătrân singur și neputincios și nu ți-a mai rămas nimic, iar cea mai frumoasă amintire a ta e veche de o jumătate de secol, pe când ai fost preț de câteva secunde figurant într-un film, unde un mare actor ți-a tras un șut în cur și două palme după ceafă. Poți fi și o nevastă între două vârste, înșelată și cu căsnicia zdrențe, care își găsește consolarea râzând împreună cu soțul adulter de pozele fostei lui amante.
Chiar și când ești călugăr și te obligă de la mănăstire să te îmbraci cu o rochie neagră și tristă, intuiești o rază de lumină în fotografia pe care o faci unui câine alergând prin iarbă. Și când ai ajuns o babă bolnavă și nebună și toate s-au stins în jurul tău, te bucuri că îți poți aminti de părinți și bunici și, pentru o fracțiune de secundă, ca un fulger mic, reușești să le redai puțină viață. Chiar dacă ești o mamă vlăguită și disperată, care își șterge la fund copilul întârziat mental sau o prostituată lipsită de scrupule, care îi o prezintă pe pufii lui Pufu, te bucuri că respiri, că e dimineață, că vezi soarele răsărind și că se face seară. Viața e frumoasă chiar și atunci când ai în piept o jucărie de fier care îți numără toate clipele pe care le mai ai de trăit, iar sângele tău e subțire ca apa și inima atât de fragilă încât se poate opri și când strănuți. Poți fi fericit până și că e sâmbătă. Sperăm că v-am trezit curiozitatea și că o să vreți să citiți această carte. Repet, așteptăm comentariile voastre, mesajele voastre cu părerea despre Sanax semnată de Liviu Iancu. Cam aceasta a fost recomandarea de carte de astăzi. O să ne reauzim și vedem marțea viitoare.